A fost odată ca niciodată într-o pădure oarecare o buburuză care a întâlnit un licurici. Buburuza și licuriciul s-au îndrăgostit și au hotărât să rămână împreună pentru totdeauna. Numai că și-au dat seama că în pădure erau o mulțime de obstacole, lipsite de importanță pentru alții, dar care pe ei i-ar putea despărți. De exemplu, o crenguță sau o pietricică sau o frunză. Și atunci Buburuza și Licuriciul au hotărât să se țină tot timpul de mână, pentru ca nimic să nu-i poată despărți. Se plimbau împreună prin pădure și erau foarte fericiți. Dar într-o zi, Licuriciul a constatat că Buburuza dispăruse. Nu mai știa dacă el a lăsat-o de mână sau dacă ea i-a dat drumul mâinii. Dar asta nici nu mai contează în povestea noastră. Contează numai că Licuriciul, singur și trist, a căutat Buburuza sub fiecare frunză, sub fiecare crenguță, dar nu a găsit-o. Licuriciul era din ce în ce mai trist și îi se părea că pădurea nu mai are niciun gust și niciun sens și niciun farmec. Și cum se plimba, Licuriciul așa de trist s-a întâlnit cu o furnică. Licuriciul i-a povestit furnicii ce i se întâmplase, cum își pierduse Buburuza, iar furnica i-a spus: Licuriciule, poate dacă ai străluci tare, dar tare, tare de tot, Buburuza te-ar vedea, oricât de departe ar fi, și s-ar întoarce la tine. Știi că ai dreptate, a spus Licuriciul. Eram atât de trist încât am uitat să strălucesc. Străluciți!